Salutare și bine v-am găsit în pisieria. eu sunt Mihail și astăzi am făcut o configurație de gaming, un sistem cu un buget de 4000 de lei pe care vă puteți juca jocuri, cam orice joc nou apărut în 1080p cu detalii bune la 60 de cadre pe secundă. Și o să încep cu procesorul, pentru că procesorul este, după părerea mea, centrul acestui build, deși și placa video importantă. Avem un procesor Intel Core i5 10400F. Foarte multă lume încă își cumpără făcând un build nou astăzi 9400F. Între 9400F și 10400F există o diferență destul de mare. Sigur, de preț de 100 de lei, dar și de performanță pentru că acest i5 10400F, varianta nouă, varianta de generația a 10-a, are și hyper trading activat. Deci ar trebui să fie undeva ca performanță aproape de un i7 8700, ceea ce este destul de bine zic eu. Procesorul are 6 coruri, 12 treduri, pleacă de la 2,9 GHz și ajunge în turbo destul de sus, 4,3. Știu, i9 le ajunge mai sus, poate să ajungă și peste 5, dar în gaming s-ar putea să nu simțit atât de mult nevoia să urce în turbo, mai ales că la 5 GHz ajunge doar în single thread, nu cred că o să ajungă un procesor în mai multe nuclee, dacă vorbim de generația nouă, poate la 10 dar la noua clar în le meu nu urcă decât pe un singur cor, maxim pe 2 până la 4, din ce știu eu. Una pe alta e un procesor foarte bun și prețul lui este 770 de lei. 9400F-ul este 670 de lei. Și Diferența de preț se justifică. Apoi avem placa de bază. Placa de bază este o placă de bază decentă, este o placă de bază pregătită pentru upgrade-uri viitoare. Puteți pune pe ea și i7, nu ar trebui să fie probleme. E o placă de bază de la Gigabyte și Gigabyte face plăci de bază foarte bune. Sunt printre cele mai bine vândute. Nu am o problemă cu Gigabyte până acum, decât o singură placă de bază pe care am stricat-o eu, dar altfel merg foarte bine. Aiul este bogat, avem și un port USB de tip C, 3 porturi USB 3.0, avem și porturi USB 2.0 pentru tastatură și mouse, evident, avem și portul ăsta antic PS2, pe care eu sincer mai folosesc din când în când, am niște tastaturi pe PS2 destul de interesante, niște porturi video pe care oricum nu o să le folosiți pentru că F-ul din coada e 5 ului semnifică faptul că nu are grafică integrată, nu știu el mai avea nevoie de grafică integrată, dar uite, de exemplu, eu am nevoie, o placă audio destul de bună, un Realtek destul de bun, evident la gigabit, care e standard. Astăzi nu cred că mai există placă de bază care să vină fără LAN gigabit. Nu știu dacă există. Spuneți-mi voi în comentarii, dar placă nouă de bază în 2020 cu LAN de 100, nu cred că mai e. Da, mă rog. Mai departe, memoria RAM. Memoria RAM este la Patriot, este o memorie în promoție, am pus două bucăți de 8 GB la 3000 de MHz. Știu, știu, intel nu beneficiază atât de mult pe cât beneficiază AMD-ul de frecvență mare la memorie, dar dacă era memorie ieftină, mi-am permis să o pun în coș, două bucăți, 16 GB, 16 GB minimul pe care eu l-aș folosi astăzi pentru gaming, dacă mai stați și pe Discord, mai aveți și un tab de YouTube în spate, memoria se umple repede, credeți-mă, memoria se umple repede și aveți nevoie de mai multă memorie și este ieftină. Este un moment în care memoria s-a ieftinit pentru că este foarte multă memorie în piață. De obicei când e mai puțină memorie în piață, evident costă mai scump, când e mai multă memorie în piață, costă mai ieftin. E normal, cumva, costă mai puțin. Uh, nimic special la memoria asta, este o memorie bună, și n-am nimic de comentat. Până la urmă, e o memorie, memoria RAM pe Intel, m-am spus, nu contează atât de mult. Sigur, dacă aveți bani mai mulți, puteți să mergeți către un brand mai uh, cunoscut, mai popular de memorii, cum ar fi ADATA sau cum ar fi, de exemplu, Corsair. Dar uh, eu am avut experiențe proaste și cu Corsair, deci, uh, da. SSD-ul. SSD-ul este un SSD. De gaming, glumesc, e un SSD normal care este împachetat să fie așa gaming-ish, e un SSD rapid, cu un preț poate un pic piperat, dar sincer la bani ăștia am luat acum un an de zile un SSD SATA de 512 GB, deci eu zic că e ok. Vitezele sunt mari, sunt comparabile cu ale SSD-ului meu din calculatorul cu i9, 3.5 la citire, 2.5 la scriere. Nu se compară cu un SSD de SATA. Și un SSD de SATA de 480 de giga, cred că e pe undeva pe la 200 și ceva de lei. Nu mai știu exact. Tot de la data, un SU-650. A chiar, hai să ne uităm cât e un SU-650. Ia să vedem. SU-650. Sunt tare curios să văd cât costă. Ia să vedem. Hai mă încarcă-te. Asta ăsta de 480, cât e? Vă că e și de 2 tera, e 1000 de lei. De 480, 222 de lei. Ăsta e 350 de lei, dar merită. Merită, mai ales că placa de bază evident că suportă, are slot uh, pentru SSD aici, puteți spune SSD-ul, fără fel de emoție și va merge la viteze, la viteze acelea da? de 3 și uh, 2 și ceva. Placa video. Placa video este de la palit. Palit este un brand low cost, dar un brand care scoate plăci destul de bune. Uh, sunt mai zgomotoase ele un pic. Am avut și eu niște plăci de la Palit și se auzeau un pic mai tare ventilatoarele, dar hei până la urmă, dacă vreți un PC silent, acolo e mai e, e puțin mai complicat. Dar ce pot să vă spun? E placă bună. Am prieteni care și-au cumpărat-o, am prieteni care au testat-o. Eu un 2060 până la urmă și uh, merge bine. V-am spus, pentru cei care sunt obsedați cu zgomotul, s-ar putea să se audă un pic mai tare pentru preferințele lor, dar uh, nimic special. Uh, uite, lumea zice că sunt silențioase. Da, Ok, dacă sunt silențioase, au fost plăci video de la Palit, pe care le-am avut și eu, de-a lungul vremii, care erau un pic mai gălăgioase, să spunem, decât plăcile de la Gigabyte, deși am avut și plăci de la Gigabyte care erau gălăgioase și Sapphire-ul meu, 580 meu, este gălăgios. Pentru că eu placă video, până la urmă, și se încălzește, mai ales când te joci. Da, foarte, uh, foarte bună placă video și prețul este de 1500 de lei. La 1500 de lei, acum câteva luni, abia dacă luam un... 1660 Ti, deci prețul este ok. Eu sunt foarte mulțumit. Și sursa. Sursa este o sursă de 650 de W de la Sisonic care nu este modulară. Eu sunt avocatul surselor modulare atunci când există bugetul. Dacă vă permite, uitați-vă la un Sisonic modular, chiar full modular, că există semi modulare și full modulare Dar asta dacă aveți bugetul. Dacă nu aveți bugetul, nu e o problemă să nu aveți sursă modulară. Puteți ascunde cablurile dacă vă luați o carcasă care are loc pentru sursă, acea acoperitoare pentru sursă, puteți să îndesați acolo cablurile. Eu am mers pe această sursă pentru că este o sursă de 650 de de la un producător foarte bun pe care îl recomand cu tot sufletul meu și pot să vă spun că am trimis la garanție la ei o sursă luată de pe OLX, luată de pe OLX, am trimis la ei la garanție și mi-au dat una nouă fără niciun fel de întrebare. Niciun fel de întrebare, sursa s-a ars, oamenii mi-au dat o sursă nouă, funcțională, care și astăzi din calculatorul meu, are acuși 3 ani de zile, merge impecabil, nu se aude, nu face zgomot, e o sursă bună și recomand sonic oricărui om își poate permite. Au fost tot fel de branduri mai ieftine, am avut sursă de 600 de vase de la un brand făcut chiar pe vapor, când se întorcea vaporul prin port și credeți-mă, sincer vă spun, sursa aia nu știu dacă a rezistat un an de zile până a făcut POC, pentru că evident nu putea să ducă atât de mult load. Avea load de 500 de vați și deși avea 600, real avea vreo 300W, 400 Deci era o sursă vai de mama ei și am spus că nu mai vreau astfel de ieftinăciuni, de aceea am trecut pe Sisonic. Și cât o avea o calculatoare, cât ori exista calculatoare la mine pe birou, numai Sisonic. Pentru că v-am spus, e un brand de încredere. Acum ajungem la carcasă. De ce n-am pus carcasă în build? Păi, alegeți voi o carcasă în funcție de design. Nu e un PC uh, super, să spunem așa, consumator de curent, care o să se încălzească foarte mult și care o să aibă nevoie de nu știu ce carcasă. Alegeți o carcasă, orice carcasă, de la 150 de lei, 200 în sus, o carcasă care vă place ca design, o carcasă care stă bine la voi pe birou și se potrivește în setup-ul vostru, până la urmă, pentru că, na, carcasele sunt... Evident că fac o diferență, dar când vorbim de pistiuri ultra high-end, acolo unde fiecare grad contează atunci când faci overclocking sau orice altceva, dar altfel, eu zic că nu trebuie să vă gândiți atât de mult la o carcasă și nici la un cooler, sincer să vă spun. Vedeți că i5 ăsta vine cu cooler stock, da, o să fie mai cald, clar va fi mai cald decât cu un cooler aftermarket, dar dacă nu simțiți nevoia, nu vă luați cooler aftermarket. Am prieten care rulează i5 ăsta fără cooler aftermarket, eu la serviciu pe i3-ul meu am cooler stock și îl forjez destul de tare și îl aud, într-adevăr, dar nu urcă atât de mult temperatura. Dacă o să aveți în idle 45-50 de grade și 70 de grade în timp ce vă jucați, eu zic că este ok. Dacă o să auziți prea tare culorul, că s-ar putea să auziți prea tare culorul la un moment dat și să vă deranjeze, mă refer la culorul de pe procesor. Da, puteți să vă puneți un cooler aftermarket și pot să vă recomand, dacă vreți, pot să vă recomand câteva modele pe care le-am văzut și eu de-a lungul timpului și cu care m-am jucat. Dar ideea este că eu în momentul de față văd cooler, aftermarket mai sus de uh, i5. Deci i5-ul ăsta care nici măcar nu are grafică integrată și grafica integrată și ea produce căldură. Dacă nu are grafică integrată, nu văd de ce ar trebui să vă luați uh, un cooler aftermarket, pentru că nu se va încălzi atât de tare. Da, cam asta e sistemul. Uh, încă ceva, încă ceva înainte de a încheia video, o să mă întrebe cineva sigur în comentarii, dar hardiz de ce n-ai pus? Pentru că fiecare mai are pe acasă un hard disk din calculatorul vechi și dacă vreți să vă cumpărați un hard disk și nu vreți decât să stocați jocuri pe atenție, nu poze, nu filme, nu chestii importante, doar fișierele de la jocuri, doar librăria de pe Steam, puteți să luați un hard disk la mâna a doua. Eu mi-am luat hard la mâna a doua, chiar am luat un hard disk defect de la birou care avea foarte multe beduri și pe care evident că nu mai puteam stoca date și mi-am pus librăria de Steam și mă joc de acolo. Aia hard hard un pic mai lent, mai cărie, dai un hard moca și decât să ajungă la gunoi l-am refolosit eu. Are betru într-adevăr, dar mă pot juca și nu cred că îmi crește timpul de loading la jocuri atât de mult. Poate, nu știu. Dar, da, eu recomand, sunt avocatul harddiscurilor la mâna a doua, dar doar pentru librăria de jocuri, atenție. Nu pentru filme, nu pentru muzică, nu pentru date importante, nu pentru, eu știu ce alte chestii pe care le aveți voi proiecte pe la școală, facultate și așa mai departe. Dar dacă aveți un hardis mai vechi sau dacă găsiți pe la un prieten un hardis mai vechi, go for it, adică nu... Eu mi-am luat și hard uri noi când am avut nevoie să stochez date și proiecte video, dar dacă vorbim de fișierele de la jocuri, sincer nu prea am pasă, adică pot să descarc, am conexiune suficient de rapidă la internet ca să le descarc jocul în cazul în care pică hard ul Și da, rămâne valabilă chestia cu faceți-vă backup, inclusiv de pe SSD-ul ăsta, dacă aveți chestii importante, faceți-vă backup în cloud, pentru că nu știți când se poate întâmpla ceva. Una peste alta, vreau să-mi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți de sistemul ăsta, ce ați schimbat voi ce altă componentă ați fi pus, dacă ați fi schimbat vreo componentă, dacă ați fi ales altă placă video, de ce ați fi ales altă placă video și așa mai departe. Vă aștept în comentarii, cum spuneam. Eu am fost Mihail, voi ați fost în piseria, să aveți o zi frumoasă, la revedere. A, ah, și da, era să uit. Dacă v-a plăcut videoul ăsta, evident dați i un like, dați i un share să-l vadă și prietenii voștri și continuăm seria cu clipuri despre Black Friday.